Mulțumim Domnului care ne-a primit în casa Lui, în poporul Lui, care ne ascultă rugăciunile. Dorim să rămânem mai departe slujitorii Lui și să-L binecuvântăm aici și toată veșnicia. Amin. Voi citi mai întâi din Evanghelia după Luca, capitolul 12, cuvinte rostite Domnului Iisus Hristos de la versetul 29, Să nu căutați ce veți mânca sau ce veți bea și să nu vă frământați mintea. Căci toate aceste lucruri neamurile lumii le caută. Tatăl vostru știe că aveți trebuință de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu te teme, turmă mică, pentru că Tatăl vostru vă dă cu plăcere împărăția. Vindeți ce aveți și dați milostenie. Faceți-vă rost de punși care nu se învechesc, o comoară nesecată în cerul unde nu se apropie hoțul și unde nu roade molia. Căci unde este comoara voastră, acolo este și inima voastră. Amin. Dragii mei, acest cuvânt, întreb, se potrivește mai bine spus unei adunări sau unei familii? Domnul vorbea aici despre problemele materiale și nu cred că aici la dumneavoastră este ca la Ierusalim și le aveți toate de obște. Le folosiți la nivel de familie. Apoi, dacă e vorba să dați ceva pentru numele Domnului, vreo milostenie, cum este scris aici, asta se decide acasă, cum spune Apostolul Pavel Corintenilor. Vreau să vă provoc să vă gândiți și să punem aceste cuvinte în dreptul vieții de familie. Pentru că acolo se desfășoară cea mai mare parte a timpului nostru. La biserică stăm câteva ore, nici măcar nu venim în fiecare zi. Dar în familie, în fiecare zi, suntem împreună, vorbim, facem planuri. Acolo se desfășoară cea mai importantă parte a vieții noastre. De altfel, ca nu cumva să nu accepte cineva ceea ce spun, adaug faptul că biserica și familia au același scop. Spune Scriptura, vă citesc din Efeseni, capitolul 4, despre biserică mai întâi, de la versetul 11, Domnul a dat pe unii apostoli, pe alții proroși, pe alții evangheliști, păstori și învățători. Cu ce scop? Pentru desăvârșirea sfinților, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului Hristos. Iată scopul bisericii, până vom ajunge toți la unirea credinței, a cunoștinței Fiului Dumnezeu, la starea de om mare, înălțimea staturii plinătății lui Hristos, ca să nu mai fim copii, ci să creștem și să fim credincioși adevărului. Dar, din capitolul 5 vă citesc că familia are același scop. În mod special, aici cuvântul se adresează bărbaților, de la versetul 25. Iubiți-vă nevestele cum a iubit Hristos biserica, de aceea și comparația. Ca să o sfințească, după ce a curățit-o prin botezul cu apă prin cuvânt și să înfățișeze înaintea lui această biserică, slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Deci, în biserică, slujitorii sunt datori să pregătească poporul pentru desăvârșire, pentru asemănarea cu Domnul și venirea împărăției Lui. În familie, bărbatul ca un preot al casei este dator să-și desăvârșească nevasta și să o înfățișeze înaintea Domnului pe cum Hristos biserica. Și apoi bărbatul și femeia, amândoi părinții, sunt datori, exact cum am citit despre biserică, să-și crească împreună copiii ca să ajungă oameni mari și plăcuți lui Dumnezeu. Amin? Amin. Acesta a fost scopul lui Dumnezeu de la început, potrivit cu ceea ce vă citesc în cartea Genesa, capitolul 1, când cuvintele au fost adresate familiei. De altfel,
Familia este biserica mică și biserica este familia mare. Genesa 1:28. Creșteți. Exact ce am citit din Efesem 4 pentru biserică. Înmulțiți-vă. Umpleți pământul și supuneți-l, stăpâniți peste peștii mării, peste păsările cerului și peste orice pețuitoare care se mișcă pe pământ, așa cum spuneam și aseară. Biserica și familia conlucrează și avem aceste două scopuri înalte. Să ajungem la maturitate, să ne asemănăm cu Dumnezeu și scopul misionar. Familia contribuie prin viața fizică ce este dată copiilor și apoi prin educație. Iar biserica se împletește cu scopul familiei pentru ca în final Domnul să găsească mulți oameni crescuți la maturitate. Și cu noi să înceapă Sfânta Lui Împărăție, Doamne ajută-ne! Vă întreb în ce măsură familia dumneavoastră s-a pus la îndemâna Domnului în vederea realizării acestui scop. Pentru că mă întorc la textul nostru din Luca, capitolul 12. Dacă viața de familie este dedicată doar întreținerii materiale și urmăririi bunăstării economice și progresului social, ne-am ratat menirea. Cuvintele rostite de Domnul referitoare la îngrijorări și nevoia de a căuta împărăția lui Dumnezeu, de a face din cele sfinte scopul primordial, au fost rostite de Domnul când, potrivit cu ce scrie în Luca 12 de la versetul 13, unul din mulțime a zis lui Iisus învățătorul, le spune fratele meu să împartă cu mine moștenirea noastră. Deci un om a crezut că ceea ce are Dumnezeu mai important de făcut e moștenirea de aici. Aseară vă aminteam din Psalmul 127, fiii sunt o moștenire. Dar asta nu privește numai viața de aici. Domnul i-a zis, cine m-a pus pe mine judecător sau împărțitor peste voi? Vedeți, păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani, căci viața cuiva nu stă în belșugul avuției ei, avuției lui. Adică nu acesta e scopul vieții. Asta nu are câștig. Și le-a dat exemplu unui om care n-a fost în criză, dimpotrivă. Dumnezeu a lăsat condiții atmosferice bune, a fost o recoltă bună, el a fost un bun fermier și și-a făcut un plan pentru viața de aici. El spunea, citesc de la versetul 18, iată, a zis el, ce voi face, voi strica grânarele, voi zidi altele mai mari, acolo voi strânge toate rodurile și toate bunătățile mele și voi zice sufletului meu, suflete, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani. Acesta a fost proiectul lui, dorința. Odihnește-te, mănâncă, bea și veselește-te. Acesta este scopul lumii. Atât își pot ori oamenii. Să aibă o casă bună și frumoasă, să-și petreacă un concediu într-un loc plăcut, să aibă o mașină bună, să fie sănătoși, să se îmbrace bine, să aibă condiții de viață. Și acolo să se bucure, să se distreze, fiecare cum înțelege el satisfacțiile vieții. Dar Domnul ne spune că s-a întâmplat un fapt neprevăzut. Dumnezeu este acestui om, nebunule, iar în noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul și lucrurile pe care le-ai pregătit, ale cui vor fi? Tot așa este și cu cel ce își adună cumor pentru el și nu se îmbogățește față de Dumnezeu. Vă doresc să înțelegeți spusele Domnului și în dimineața aceasta să devenim bogați în lucrurile sfinte. Asta e foarte important. Apostolul Pavel spunea lui Timotei, 1 Timotei, capitolul 6, citesc de la versetul 6, negreșit, adică fără discuții, evlavia, însoțită de mulțumire este un mare câștig, căci noi, valabil pentru toți, n-am adus nimic în lume și nici nu putem să luăm cu noi nimic din ea. Dacă avem dar cu ce să ne hrănim și cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi de ajuns. Cei ce vor să se îmbogățească, iubirea de bani, este un laț, o ispită, un scop greșit. Și apoi iată sfatul, versetul 11, iar tu, omul lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri. Luptă-te, lupta cea bună a credinței, apucă viața veșnică la care ai fost chemat. Noi avem o chemare înaltă, care n-are de a face
cu comunitatea europeană, ci cu împărăția lui Dumnezeu. Zice aici de la versetul 17, îndeamnă pe bogații veacului acestuia să nu se îngânfă, să nu-și pună nădejdea niște bogății nestatornice, ci în Dumnezeu care ne dă toate lucrurile. Și Domnul spunea că ni le dă pe deasupra, dar nu cumva să facem din aceste dorințe scopul vieții noastre. Îndeamnă să facă bine, să fie bogați în fapte bune, să fie darnici, gata să simtă împreună cu alții ca să strângă pentru vremea viitoare drept comoară o bună temelie pentru ca să apuce adevărata viață, care nu este aici. Adevărata viață este ascunsă împreună cu Hristos în Dumnezeu. Spunea Domnul Iisus, oricine vrea să-și scape viața, adică oricine își pune proiect pentru viața de aici, o va pierde. Toți oamenii care au visat pentru viața asta împlinire, au gustat amărăciunea la sfârșit. Pentru că viața aceasta se sfârșește cu perioada bătrâneții, când te părăsesc poftele, se împuținează bucuriile și moartea sună cu clopoțelul din ce în ce mai puternic. Pe când viața viitoare, dacă vom investi în cele cerești, în cele sfinte, este tot mai promițătoare și mirosim, spunea cineva, tot mai aproape florile din grădina veșnică a lui Dumnezeu. Îl simțim pe Dumnezeu tot mai aproape și bucuria ne va fi cu atât mai mare. Omul nostru de afară se trece, omul nostru dinăuntru devine tot mai aproape cu chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Acesta așadar este scopul vieții noastre. De aceea, în această idee, vreau să ne răsune în minte cuvintele Domnului care a zis să nu căutați ce veți mânca sau ce veți bea și să nu vă frământați mintea. Adică nu lăsați ca mintea să se preocupe cu cele de jos, că vă obosește. Căutați mai întâi, aici este accentul, mai întâi, împărăția lui Dumnezeu și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Toate aceste lucruri neamurile lumii le caută. Ei n-au promisiune. Dumnezeu pentru ei n-a pregătit nimic. Totul este aici. Lui Dumnezeu nu-i pare rău de darurile date, de ceea ce ei folosesc în viața aceasta. Nu te teme, turmă mică, pentru că Tatăl vostru vă dă cu plăcere împărăția. Și acum, practic, vă întreb, ce faceți dumneavoastră ca să dovediți că în primul rând căutați împărăția? Cu ce v-ați putea argumenta? Care sunt dovezile? Acasă. Eu vă recomand la nivel de familie, atât la nivelul părinților, cât apoi în mod deosebit în educația copiilor, să vă regândiți activitatea spirituală din timpul de acasă. Pentru că există posibilitatea ca bărbatul să fie preocupat cu blestemul pământului și să trudească până la epuizare, mamele să se dedice și ele preocupărilor fizice, de la bucătărie până la haine și alte aspecte, iar copiii, ca unii care încă n-au luat asupra lor greutățile vieții, să rămână doar cu joaca și cu preocupările societății actuale. Și să pierdem din vedere toți scopul care vrea Dumnezeu să-l urmărească la nivelul familiilor noastre. Recomandam aici fraților să cheme pe viitor pe un frate din țară pe care știu, un om credincios. Este dedicat familiei, are mai mulți copii, este dedicat slujirii, dar ceea ce este interesant în viața lui, în fiecare dimineață se scoală înaintea tuturora și are un timp de rugăciune și de citirea Bibliei în mod particular. În primul rând, stimați bărbați, vă recomand să fiți cei care stați la altarul Domnului.
Asta începând cu prima ora zilei, dacă se poate și sănătatea și puterea vă permite, și până la ultimul ceas înainte de a adormi. Lângă dumneavoastră să chemați soțiile, să vă fie alături, căci așa cum spune Petru, vrem să moștenească împreună cu noi harul vieții. Și la cei doi să se adauge copiii în măsura în care ei înțeleg, și să fie în casele noastre un altar binecuvântat. Asta va fi cel mai important în primul rând. Fără rugăciune acasă, familia nu supraviețuiește. Merge cât merge și vor apare lupte și probleme, înfrângeri și cu vremea păcate și chiar îndepărtare de Dumnezeu. Am în minte o altă familie pe care o cunosc. Au deja copiii mari, cei mai mulți dintre ei sunt căsătoriți, toți sunt credincioși. Și cineva a avut o vedenie pentru ei, se făcea că în mijlocul casei lor era un altar. Și când vreunul din copiii lor se căsătorea, din acel altar scotea un alt altar mai mic, pe care îl făceau cadou noi familii. Cunosc familia aceea, în mod special tata, dar și ceilalți uneori fac propunerea, hai să ne rugăm. Lăsați-le toate așa cum sunt. Că dacă ar fi să ne lăsăm după activitățile vieții, după problemele zilei, nu mai te rogi nici dacă nu se face seară trei zile, că tot timpul este ceva de făcut. Tot timpul oamenii sunt grăbiți să meargă la servici când vin alte probleme, pentru femeie sunt mai multe activități, iar copiii vor găsi ei jocuri și ce au de făcut ca să nu se roage. Ei înțeleg cu atât mai puțin acest fenomen. De asemenea, vă recomand la nivel de familie, și asta să fie sfânt, să citiți Biblia în mod regulat. Tata să-și adune copiii. Dacă nu este el, să o facă mama. Citiți împreună din Scripturi, discutați și Dumnezeu să vă dea har și lumină. Este foarte important ca mintea noastră să fie preocupată cu lucrurile sfinte. Și asta nu se poate întâmpla decât prin rugăciune și cercetarea cuvântului. Spuneți-mi, vă rog, e greu ce v-am pus să faceți. Nu că n-ați făcut-o, dar vreau să vă îndemn să stăruiți în aceste lucruri. Asta înseamnă să căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu, să stăruiești în aceste lucruri sfinte. În aceste condiții, cum se spunea la timpul de rugăciune, Dumnezeu ne va întări. Dacă este vreun plan al diavolului, ne va sesiza. Domnul va avea chemări pentru bărbat, pentru femeie, pentru copii. Își va lăsa darurile sale și Dumnezeu va lucra, mărit să fie Domnul. Uneori Dumnezeu îngăduie necazuri peste familie și atunci ne strângem. Ne adunăm cu toții ca să ne rugăm. Însă Domnul vrea, fie în bine, fie în rău, să-i slujim cu toată inima. Amin? Vreau să vă citesc câteva lucruri din Scriptură referitor la ceea ce v-am spus și chiar să vă dau câteva exemple. Spune Scriptura în 1 Tesaloniceni, capitolul 2, despre imaginea unui tată, și vă rog verificați dacă este așa în familiile dumneavoastră. 2:11. Știți iarăși că am fost pentru fiecare din voi ca un tată cu copiii lui. Vă sfătuiam, vă mângâiam și vă adevăream. Asta este în acord cu ceea ce scrie în cartea Proverbele. Când eram un fiu singur și jingaș la tatăl meu și la mama mea, el mă învăța atunci, zicea: fiule, păstrează cuvintele mele în inima ta. Asta înseamnă, așa cum vă spuneam și aseară, să pornești în educație cu copiii de când sunt mici. Dar să nu te oprești nici când vor fi mari, cum scrie în Proverbe 31, când era deja un băiat pentru căsătorie: fiule, nu-ți da femeilor vlaga, nici dezmierdările tale celor ce pierd pe împărați. Iată ce vă citesc și despre mame, 1 Timotei, capitolul 2, versetul 15. Totuși ea va fi mântuită prin nașterea de fii. Și ascultați ce urmează. Dacă stăruiesc cu smerenie, în credință, în dragoste și în sfințire. În primul rând, bărbatul este dator. În al doilea rând, femeia. Stimate surori, vă rog, amintiți-vă,
Cu ce regularitate adunați copiii în jurul dumneavoastră și le povestiți din Biblie? Dacă preocuparea dumneavoastră este doar să aibă copiii mâncare când vin de la școală, doar să fie îmbrăcați și să fie totul curat, îmi pare rău, dumneavoastră atunci vreți doar copiii să se dezvolte fizic și să arate bine. Mai mult nu le doriți. E cam puțin. Dar dacă vă veți dedica creșterii lor spirituale, atunci le doriți veșnicia și mântuirea lui Dumnezeu. Vă dau ca exemplu imaginea familiei lui Iacob din Genesa 35. Avea și el mulți copii, avere, muncă. Și scriești de la versetul 1 și așa ceva vă vorbește Domnul dimineața aceasta. Scoală-te, suie-te la Betel, locuiește acolo și ridică acolo un altar Dumnezeului care ți s-a arătat când fugeai de fratele tău Esau. Iacob a zis casei lui și tuturor celor ce erau cu el: scoateți Dumnezeii străini care sunt în mijlocul vostru. Curățiți-vă și schimbați-vă hainele, să ne sculăm, să ne suim la Betel, căci acolo voi ridica un altar Dumnezeului care m-a ascultat în ziua necazului meu și care a fost cu mine în călătoria pe care am făcut-o. I-au dat lui Iacob toți Dumnezeii străini care au în mâinile lor și cerceii pe care îi purtau în urechi. Iacob i-a îngropat în pământul de sub stejarul de lângă Sihem. Și scrie în continuare că Domnul le-a vorbit. I-a rostit din nou promisiunile părinților săi care au pentru ai lui. Și eu întreb, dacă Iacob nu și-ar fi adus familia la închinare, ar mai fi rămas valabile promisiunile? Nu. Pentru că cine nu-și sfințește familia pierde toate promisiunile Domnului. În cele ce urmează scrie că Rahela a murit. Știți că ea era cea vinovată cu idolii? Posibil datorită ei copiii au avut idoli. Și acum vă întreb, gândiți-vă, dacă Iacob nu se suia în momentul acela la Betel și vremea nașterii nu putea să întârzie și Rahela ar fi murit fără sfințirea și curățirea aceea, oare nu și-ar fi pierdut sufletul? Nu știm care este viața și numărul zilor care le-a dat Dumnezeu copiilor noștri. Nici noi ca părinți nu știm cât vom trăi. De aceea și din acest punct de vedere trebuie să fim gata în orice vreme. Dacă v-a îngăduit Dumnezeu să moară vreun copil sau vreunul dintre partenerii de viață, atunci, deci în condiția în care el este pregătit, Domnul și-a împlinit planul cu acel om. Este o realizare. Dacă nu, dacă am amânat pregătirea și preocupările sfinte, e mare durere. Este foarte important, dragii mei, să știm câtă nevoie este la nivel de familie să ne ocupăm de copiii noștri. Vreau să vă citesc și să vă amintesc și cazul lui Timotei. Dumneavoastră n-aveți și bunici aici pentru copii. Poate mai vine uneori să vă ajute să îngrijească. 2 Timotei, capitolul 3, dar cel puțin mamele. Poate este vreo familie în care nu sunt ambii sos la credință. Tata lui Timotei a fost grec. Din nefericire mai sunt cazuri când româncile s-au căsătorit cu italieni. Și poate au un copil și apoi vor să fie mântuit. Ce au de făcut? Vă citesc. Versetul 15. Din pruncie cunosc Sfintele Scripturi. De unde le știa din pruncie? Spune Scriptura tot aici, întorc o foaie în urmă, versetul 5 din capitolul 1. Îmi aduc aminte de credința ta neprefăcută care s-a sălăsluit întâi în bunica ta Lois, în mama ta Eunice și sunt încredințat că și în tine. Asta este cel mai important. Eu în viața de familie am fost o mare parte din timp plecat. Fie la servici, fie la școală, fie în misiune. Și o parte importantă a revenit soției mele, mi-amintesc când erau copiii mici, așa de frumos le povestea de-mi plăcea și mie să ascult uneori. Apoi când veneam tăbărau pe mine copiii să mă întrebe, să le spun, fie din Biblie, fie diferite istorioare. Copiii până sunt mici sunt foarte interesați de lucrurile sfinte. Dar dacă apucă alte lucruri în mintea lor, cu ani, vei vrea să-i chem la rugăciune, vei vrea să le povestești din Biblie sau să-i aduci la adunare, va fi din ce în ce mai greu.
Semănați sămânța bună în inima copiilor dumneavoastră. În așa fel încât să fie atrași de Domnul și de lucrurile sfinte și Domnul să-i cerceteze cu credință. Amin. Am văzut copii mântuiți la 8 ani, la 10 ani, chemări speciale la vârsta de 12, de 14 ani, daruri profetice. Îmi vine în minte un caz, mi l-au povestit frații de la Izvin nu demult, frații erau în adunare și stăruiau. Și copiii s-au adunat undeva separat și ei la rugăciune, fiindcă asta se făceau părinții. Și au început să se roage, unul nu mai știu exact, venise din armată sau urma să plece. Și era o valiză acolo. S-a pus unul din ei pe valiză și ceilalți pe lângă el, cum au văzut la adunare. Și când au mers acasă, unul dintre copii spune părinților, mâine seară pe mine mă botează Domnul. E rândul meu pe valiză. Ăștia au cerut explicații, ce valiză, ce botez? Copiii așa au crezut. Până la urmă s-a aflat. A botezat Domnul vreo doi și în prima seară, alții în a doua seară, a treia seară, s-au dus frații la fratele slujitor, la fratele Todoraș și au zis, oprește, sunt copii. Și fratele a zis, da, pe mâine seară am să mă duc să văd ce-i acolo. Dar noaptea a visat că era un lac, copiii erau în prejurul lacului și printre ei una din fetele lui, care acum este soția păstorului, al fratelui Ghiță Mocanu, a rugat așa o undiță, a prins un pește și când s-a făcut un balans așa, s-a apropiat peștele în fața ei și a lui, era imaginea Domnului Iisus, care arăta spre copii și a zis slujitorului, să-i lași să se roage, eu sunt în mijlocul lor. Frații în ziua următoare au zis, du-te și oprește. Opriți-i voi dacă vreți, mie mi-a spus Domnul să-i las. De atunci au trecut aproape 30 de ani. Din copiii aceștia, pare mi se unul care n-a fost serios, a căzut. Ceilalți, câțiva zeci, sunt oameni serioși cu familie și credincioși. Cu cât trec ani, e mai greu să se pocăiască un copil. Pentru că intră lucrurile lumii. Este năpădit la nivelul minții de toate jocurile și toată stricăciunea care este în jur de filme și de alte lucruri. De aceea, dragii mei, așa cum vă spuneam și aseară, faceți timp pentru dumneavoastră întâi și apoi pentru copii și Domnul să vă mântuiască întreaga familie. Asta vă va aduce bucurie și nu uitați, noi nu păgubim cu asta. Ce alte lucruri ni se vor da? Pe deasupra. Dumnezeu știe să binecuvinteze pe cel neprihănit. Că la unul îi dă mai mult și la altul îi dă mai puțin, dar mâna Domnului nu va întârzia să treacă peste casa ta și să lase binecuvântare. Dar nu uitați, nu-i scopul nostru în primul rând doar să ne creștem, să fie bine îmbrăcați și sănătoși. Scopul nostru este ca împreună cu copiii noștri să căutăm împărăția lui Dumnezeu. Amin. Dacă așa vom face la nivelul familiei, atunci cu siguranță vom fi și niște familii implicate la nivel de biserică. Ne vom lua copiii, îi vom implica în activitățile de la biserică, nu știu exact în ce fel vă ocupați de ei aici. La noi în biserică este studiul copiii sâmbăta. Poate aici condițiile sunt altfel, nu știu cum se poate și ce nu se poate. Dar am văzut că sunt copiii care sunt implicați în activitățile bisericii. Au cele mai mari șanse să se boteze și să rămână în biserică. Copiii care sunt duși puțin la biserică și nu sunt implicați în activitățile sfinte, se răcesc pe zi ce trece tot mai mult. Și cu vremea își pierd tot ceea ce este ei de-a. Tragedia mai mare este, am văzut chiar părinți, bărbați, femei, care le pierde pasiunea pentru lucrurile sfinte. Nu mai sunt atrași, nu văd nevoia de a se implica în biserică. Și în al doilea rând, și cu asta mă opresc referitor la cele spuse cu privire la viața de familie, Luca 12, versetul 33 și 34, vindeți ce aveți și dați milostenie. Faceți-vă rost de punși care nu se învechesc, o comoară nesecată în cer, unde nu se apropie hoțul și unde nu roade molia. Și acum, cheia de înțelegere, căci unde este comoara voastră, acolo este și inima. Cu alte cuvinte, nimeni nu poate fi pocăit și cu inima la Domnul și la împărăție, dar lucrurile materiale să fie o investiție numai pentru viața de aici. A spune că ești cu mintea în cer și cu investițiile pe pământ, e un fals. Unde ți este comoara? Acolo e și inima. Și Domnul a vorbit foarte clar de lucrurile materiale aici.
Să nu interpretăm greșit Scriptura. Asta înseamnă să investești în lucrarea sfântă. Să-ți dai banul pentru cele sfinte și pentru cei sărași la nevoie. Și dacă nu ai, Domnul a mers până acolo încât a zis, s-ar putea să ai lucruri care ți sunt în plus. Vinde-le și fă milostenie. Vi s-a întâmplat asta? Să consideri că tu ai niște lucruri în plus și altul are în minus. El n-are voie direct de lucrurile tale în plus, atunci tu ai ocazia să le vinzi și să faci o milostenie pentru altul. Unde este comoara? Acolo e și inima. Adică nu doar unde investim timpul nostru, care e o mare valoare, unde investim banul nostru. Am văzut în viața familiilor care sunt credincioși și dăruiți Domnului, atât ei cât și copiii lor sunt bucuroși să dea ceva pentru numele Domnului, pentru lucrarea Domnului. Și cine face așa, este pătruns de dorința pentru lucrare. De altfel, nici nu cred că ar fi corect ca Domnul să ne binecuvinteze și să ne dea lucrurile materiale pe deasupra, dacă noi din ce avem nu participăm. N-ar fi drept. Adică, Doamne, nouă, dă-ne pe deasupra, dar din ce ne-ai dat Tu, noi nu participăm cu dragă inimă la lucrarea Ta. Vă dau aici exemplul lui David, citesc din cartea 1 Cronici, capitolul 29. Știți că el iubea pe Domnul. Dar asta a presupus și dăruire pentru casa Domnului. 1 Cronici 29 cu 2, mi-am întrebuințat toate puterile să pregătesc pentru casa Dumnezeului meu aur pentru ceea ce trebuie aur și așa mai departe. Versul 3, mai mult, în dragostea mea pentru casa Dumnezeului meu, dau casei Dumnezeului meu aurul și argintul pe care l-am, afară de tot ce am pregătit pentru casa Sfântului Locaș. 3.000 de talanți de aur, bogății ca pentru un împărat. Deci a dat tot ce e necesar și în urmă, a zis, în dragostea mea pentru casa lui Dumnezeu, dau un plus. Hai, simplu. Îți poruncește inima să dai ceva în plus peste ceea ce e normal să-i dai. Dacă îl iubești cu adevărat pe Dumnezeu și comoara ta este în lucrurile sfinte, atunci să știi că investești. A întrebat cineva odată pe patron, măi, ai rămas sărac? Și el a zis, da. Dar știi, ai dat acolo de s-a construit o casă de adunare. O zis, dacă nu te deai, poate îți rămâneau banii aceia. O zis, nu e adevărat. Sigur îi consumam și pe aceea. Îi înghițea afacerea și falimentul. Dar măcar cu aceea am rămas. Eu nu vreau să dictez nimănui unde să și ce să facă cu banii. Eu am explicat doar cuvintele Domnului Iisus. Și vă rog, gândiți-vă că nu pot fi explicate altfel. Domnul ne vrea să fim suflet și trup pentru El. Să ne trăim viața ca niște oameni care avem cetățenie cerească. Și vă rog să vă gândiți, dacă vreunul dintre dumneavoastră are de plan să se întoarcă în țară, așa că investește acolo. Dar cine nu mai vrea să vadă România și a renunțat la cetățenie, nu mai cumpără nici teren, nici nu mai face casă. Cine vrea să meargă în cer, nu cred că e serios în dorința lui, dacă nu trimite câte ceva înainte. Dacă nu dăruiește cu inimă bună tot ceea ce e necesar. Și în privința aceasta, vă dau un exemplu. Dumnezeu nu vrea să ne exploateze. Dumnezeu numai atâta vrea să-i dăm inima noastră. Dar ea e legată de bunurile noastre. Știți de ce a zis Dumnezeu evreilor să nu vină cu mâna goală înaintea Domnului și când au ieșit din Egipt să nu lase nimic acolo? Vă rog să vă gândiți că dacă evreii ieșeau din Egipt și lăsau acolo multe lucruri și așa au vrut să întoarcă. S-au gândit și la ce mâncaseră, da, dacă mai era ceva de mâncat. Domnul nu are nevoie de averile noastre. Zicem Psalmul 50, dacă mi-e sete sau foame, nu spun ție. Dumnezeu vrea să venim înaintea Lui cu toate posesiunile noastre, ca nu cumva să ne rămână inima legată de ele. Că asta e slăbiciunea noastră umană. Dar când investești în cele sfinte, cu asta ești atras spre Dumnezeu și asta ajută la mântuirea ta. De aceea fii gata să slujești Domnului numai cu inima întreagă și-i destul.
Vă dau un exemplu. Un frate era pensionar și au zis copiii lui care erau căsătoriți: tată, știi, sora aceea văduvă are un graș de răpănat. Într-o zi se va prăbuși peste vaca ei. Uite, noi punem bani, noi n-avem vreme. Dar tu ai fost bun constructor, du-te, fă-i un graș. S-a dus. Muncit 2-3 săptămâni, nu știu exact cât. Era bucuros, cine a făcut atâta, nu? Dar, surprinzător, într-o noapte visează că era lângă grajdul care recent îl construise. Apare un înger, se uită din toate părțile, face un proces verbal și scrie: cine a dat lemnele? Cine a dat bani? Cine a muncit? Și mai jos scrie așa: omul care a muncit n-a lucrat cu toată inima ca pentru Domnul. Știa că trebuie făcut și un cotez de găini și reparat gardul. Dar le-a lăsat așa. A pus foaia într-un dosar, a închis dosarul și îngerul a plecat. Omul nostru se ia după el: stai. Ce dorești? E drept ce ai scris. Scrie că vreau să fac și cotețul, să repar gardul. Îngerul, cu toată seriozitatea, și notează: se angajează să facă tot ce e necesar ca pentru Domnul și va primi răsplata de la Domnul. A doua zi le spune la copii: mai trebuie bani, dar spune că ai terminat. Trebuie să recunosc, și le-a spus visul, că eu am dat, voi ați dat, eu am muncit, dar am făcut-o așa, fără să punem tot sufletul. Dumnezeu nu-și cere să te extenuezi. Dacă ești obosit, culcă-te. Chiar dacă apostolul spunea că uneori a stat în oboseli, dar din puterea care o ai, investește în cele sfinte. Pune-ți inima pentru Domnul și pune și mâna pentru Domnul. Și fie ca familiile noastre să fie un locaș al prezenței lui Dumnezeu. Și când Domnul va veni să înceapă împărăția sa, toată familia noastră să fie luată, că-s pregătiți. Și să ne ducă la moștenirea ce Domnul ne-a pregătit-o, dar pentru care ne-am pus și noi inima. Amin. Dorim ca în continuare grupul de tine.